Bună ziua tuturor, bine ați venit pe canalul meu Luminița Ataru, bine ați venit la o nouă etalare, dragii mei dragi, azi voi face o etalare să vă transmit un mesaj, o ghidare, un sfat din partea Universului pentru voi, dragii mei Scorpion și pentru toți cei cu luna sau ascendent în zodia Scorpion. Este o etalare generală, așa că vă recomand să luați mesajele cu care rezonați. Dacă cunoașteți o persoană care credeți că această etalare o poate sau îl poate ajuta cu această ghidare, aceste sfaturi și aceste mesaje, sfatul meu este să distribuiți acest videoclip acelei persoane, să încercăm să ne ajutăm. Bineînțeles, mă ajutați și pe mine să crească canalul. Vă mulțumesc anticipat. Dacă nu v-ați inscris la canalul meu, vă sfătuiesc să o faceți, pentru că nu vă costă nimic, este gratuit și în acest mod veți primi în timp real notificări cu videoclipurile pe care le voi distribui. Și dacă doriți o etalare în privat, cu mare drag, îmi puteți scrie la adresa de mail. Se află deasupra acestui videoclip și vă voi răspunde cu drag. Haideți să vedem pentru voi, dragii mei scorpioni, mesajul din partea Universului, ghidarea din partea Universului pentru voi, cum sunteți în momentul de față, ce faceți și ce va fi în viitorul apropiat. Haideți să vedem pentru Zodia Scorpion, luna sau ascendent Zodia Scorpion, pentru tine cel care mă urmărești în momentul de față. Ok, mulțumesc. Ok. Aici, în momentul de față, justiția, regina de cupe, pajul de cupe. Vă văd foarte emoționați sau mai sensibili, mai visători. Acum văd că cu cifra 8 persoane născute într-o zi de 8, zodia balanță pot avea un rol important. Văd pe cineva care se află într-o zonă sacră, poate unii chiar în Grecia, sau sunteți într-un loc unde există foarte multă istorie. Cu cifra 8 aici îmi spune că trebuie să luați anumite decizii înțelepte, corecte, să faceți ceea ce e corect, să spuneți adevărul, să fiți drepți, să fiți echilibrați, să protejați ceea ce credeți. Da? Văd că vă ocupați de acest lucru. Cu regina de cupe, dumneavoastră sunteți această persoană sensibilă, empatică, răbdătoare, iubitoare și văd că relațiile dumneavoastră trec la un alt nivel cu persoanele cu care intrați în contact. Și văd și că sunteți foarte spirituali în momentul de față, văd că aveți mai multă grijă de voi, vă văd pe lângă o apă, unii dintre voi sunteți pe lângă mare sau sunteți pe lângă o apă sau pe lângă un lac, nu știu, faceți un duș sau apă, foarte multe emoții, foarte multe vorbe, comunicări, drumuri. Da, cu justiția aici e interesant, văd că justiția divină vă răsplătește. Vă răsplătește tot ceea ce meritați. O uniune aici cu un bărbat în semn de foc, berbecleu, săgetător, poate fi un preot, poate fi un mentor spiritual, poate fi o instituție de stat cu care intrați în contact. Văd foarte multă mișcare. Mergeți într-o instituție, mergeți cu un preot sau mergeți la un preot, mergeți să vă sfătuiți cu cineva. Îmi spune aici și văd că sunteți foarte ambițioși sau intrați în contact cu un bărbat în semn de foc, berbecul săgetător, care ia inițiativa, care aduce inspirație, care vorbește în fața mai multor persoane sau dumneavoastră sunteți această persoană. Vă văd într-un grup de persoane cu care aveți aceeași pasiune, aceeași lungime de undă. Unii dintre voi, o căsătorie are importanță și văd aici foarte multă înțelepciune, lecții de viață, văd o schimbare pentru dumneavoastră, spiritualitate, rugăciune. Văd și că prieteni care gândesc ca voi, da? Văd și că sunteți în centrul atenției sau vă sfătuiți cu alte persoane creative. Vorbiți și luați hotărâri ca un lider sau intrați în contact cu un bărbat
ambițios și foarte stimulant. Văd foarte multă forță, forță interioară, pasiune în tot ceea ce faceți. Văd și că reușiți să vă, să vă păstrați cumpătul cu privire, m-am uitat la ceas, acum era 5 și 15, chiar cifra 5 poate are un rol important. Îmi spune și că văd că veți ierta sau sunteți mai iertători, să vă eliberați de ură, de judecată, de prejudecate, de critică, să vă eliberați de ceea ce spune lumea, ce gândește lumea. Aveți șansa să o faceți în momentul de față, dar vă văd mai puternici, mai strălucitori, mai încrezători în propria dumneavoastră persoană. Și cu eremitul aici foarte multă înțelepciune. Vă văd că meditați, vă rugați foarte mult în liniște, vă uitați foarte mult în trecut, vă gândiți, vă rugați sau vă gândiți la un bărbat în semn de foc, berbecleu săgetător, cu care intrați în contact cu această persoană din familia dumneavoastră sau zodia leu, semne de foc, berbecleu săgetător, care poate această persoană nu mai este în viață pentru alții dintre voi. Vă rugați pentru această persoană și văd că cereți iertare sau iertați această persoană. Și cu eremitul aici, o persoană care a avut probleme de sănătate. Arcangelor Ariel, Sandalfon, Raziel. Eremitul aici îmi spune și că văd că vă veți descoperi o parte din dumneavoastră, o parte înțeleaptă, o parte spirituală. Văd că vă retrageți, stați în solitudine, stați mai mult singuri, mai retrași, pentru a medita, pentru a reflecta cu privire la trecutul dumneavoastră, cu privire la o alegere pe care trebuie să o faceți. Și aici văd și mai multă atenție în ce privește sănătatea. Unii dintre voi e posibil să trebuiască să faceți un control medical cu privire la inima dumneavoastră. Luna viitoare îmi spune, în data de 5, 9, 11, că e posibil să mergeți la un medic pentru a vedea, a face anumite analize. Atenție la circulația sângelui la inimă sau o persoană care nu mai este, care a decedat, avea probleme cu inima sau sângele. Dar văd că anumite conflicte sau provocări prin care dumneavoastră treceți, e posibil să vă pună în fața faptului să vă retrageți, să stați mai mult în singurătate, mai solitari. Da, îmi spune acest lucru. Și văd că veți intra în contact cu două persoane, zodia Fecioară, zodia Leu, Vărsător, sau vă gândiți la aceste două persoane sau vă rugați pentru aceste persoane, persoane din trecut. Văd și că veți trece peste provocări, peste problemele din trecut, peste vorbele pe care le-ați auzit despre dumneavoastră, împărăteasa și doi de cupe. Dragii mei, aici văd că veți ști ceea ce vă veți dori și veți comunica clar și concis ceea ce vă doriți. Vă văd mai expansiv, mai încrezători în propria persoană, mai deschiși. Văd că sunteți mai creativi, mai comunicativi și văd în ce privește o colaborare, un parteneriat sau o relație de cuplu. Vă gândiți la acest lucru și veți acționa. Zodia Taur, Rac, Scorpion, Peșca, dumneavoastră poate avea un rol important, veți da viață unui vis, unei dorințe, unui proiect. Văd foarte multă acțiune, încredere în dumneavoastră, în propria dumneavoastră persoană. Și văd și că intrați în contact cu un cuplu, poate fi mai tânăr, și veți afla anumite vești cu privire la sănătatea unei persoane. Cu doi de cupe văd o relație va fi într-o constantă evoluție și văd o iertare între dumneavoastră și o anumită persoană. Iertare după anumite conflicte. O rezolvare după un conflict.
Haideți să vedem ce trebuie să mai știți dumneavoastră. Să fiți voi înși vă la acest drum. Această circunstanță cere autenticitate și e la baza puterii tale personale și să afirmi, să fii tu însuți, să spui cu cuvintele tale, să te exprimi cu cuvintele tale, să faci așa cum simți tu, să nu pui o mască, să nu te ascunzi, să nu-ți fie frică. Da? Este nevoie și important să fiți autentici. Și văd că vi se spune să fiți mai pozitivi, că unii dintre voi poate lipsește această pozitivitate pentru că v-ați pierdut încrederea, din păcate. Chiar aștept mesajele dumneavoastră cu privire la această situație. Oh, Doamne, aici spune că trebuie să folosiți afirmații pozitive pentru a înălța vibrația voastră, pentru a înălța energia voastră, pentru ca energia noastră să fie mai pozitivă, vibrația să fie mai crescută, mai pozitivă. Automat veți atrage tot ceea ce vă doriți dacă dumneavoastră veți trimite în univers pozitivitate, da? Atenție la ce gândiți, atenție la ce spuneți, pentru că are energie, gândurile, vorbele noastre au energie, le transmitem în univers, sau vibrație gândurile, vorbele noastre. Aia ce gândim sau ce spunem, aia se va întâmpla, pentru că noi suntem creatorii vieții noastre. Și uite, o vindecare pentru tine, o vindecare și o nouă carieră. Munca ta ia o nouă direcție pozitivă și de succes și văd că tu te vei vindeca. Unii dintre voi mergeți la un terapeut sau sunteți un vindecător, nu știu, aveți un talent aparte, un har, sau prin prezența, vorbele noastre, prin susținerea, suportul dumneavoastră altor persoane îi ajutați să se vindece aceste persoane. Sau veți intra în contact cu o persoană care vă va ajuta să vă vindecați. Și uite, energia vindecătoare te înconjoară în acest moment în viața ta. Și va ieși curcubeul. Văd o reușită, văd foarte multă lumină pentru tine. Hai să vedem ce spune acest oracol al vrăjitoarelor. Ce spune acest oracol al vrăjitoarelor? Pentru zodia Scorpion. Haideți să sunt curioasă ce spune acest oracol al vrăjitoarelor. Uite ce spune aici. Te-ai îndrăgostit. Ți se spune să privești semnele, că primești semne. Cineva îți va transmite ceva, nu știu, îți va arăta ceva, doar că trebuie să fii mai atent, mai prezent. Cineva te iubește, poate nu mai este în ființă. Să primești semne din partea acestei persoane că această persoană care nu mai e în ființă, nu mai e pe pământ, îți trimite semne că te iubește. Că ești iubit, că ești protejat, că nu ești niciodată singur sau singură. Văd o persoană care a fost diferită față de tine, care îți trimite semne și văd că cineva s-a îndrăgostit de tine sau îți va arăta prin faptele sale, prin comportamentul său că te iubește, îți va trimite mesaje sau îți va arăta pur și simplu că ești protejat, iubit. Dar văd și o persoană cu cornițe care se gândește la tine. Cifra 35 și 10. O persoană care era născută într-o zi de 10 vă trimite semne. O persoană care poate v-a greșit sau era opusă față de dumneavoastră. Noaptea, poate o visați pe această persoană. Sau cum se apropie ziua morților, nu știu, dați de pomană pentru această persoană, mergeți la cimitir. Da? Îmi spune de acest lucru. Interesant. Haideți să vedem și oracolul spiritelor șamanice, ce vrea să vă spună pentru zodia Scorpion, luna sau ascendent zodia Scorpion. Să încep să scrii acum viața ta. Ești un creator. Văd aici că vei scrie, vei pune pe hârtie ceva anume, poate ești un scriitor, o scriitoare sau îți place să iei notițe sau îți place să scrii, nu știu, poate pui pomenii la biserică sau intri în contact cu un preot. Văd că vei crea, te vei exprima și vei avea inspirația necesară pentru a scrie. Văd un nou început pentru tine, vei manifesta dorința ta, dar trebuie să pui pe hârtie acele idei ca să nu le uiți, dragul meu sau draga mea.
persoane înțelepte, veți intra în contact cu persoane înțelepte, persoane în vârstă, sau veți merge, cum am zis la începutul etalei, într-o zonă unde există foarte multă istorie, călugări, preoți. Interesant. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare. Vă mulțumesc că 15:15 la ceas, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept cu drag data viitoare. Vă pupa, sănătate, la revedere!